Antrenorul în boxer român a fost săltat în această dimineață de ofițerii DIICOT. Anchetatorii îl bănuiesc că a condus o grupare care a golit conturile mai multor cetățeni străini. Sportivul era campion la categoria super grea și fusese pregătit de antrenorul celebrului sportiv Mike Tyson. Daniel Dăncuță este campion la categoria super grea. Ofițerii DIICOT l-au ridicat de dimineață din locuința sa din Bacău. Aveau probe că ar fi chiar creierul grupării. O grupare care vindea echipamente cu ajutorul cărora erau furate date bancare, iar apoi erau golite cardurile. Indivizii acționau în patru țări: Olanda, Italia, Slovenia și Suedia. Numai din Slovenia ar fi retras o singură dată dintr-un cont 40.000 de euro. Boxerul ar fi condus gruparea alături de doi prieteni, Florinel Patrichi și Gabriel Prisecaru. Unul dintre ei a pus la punct o altă rețea care monta la bancomatele din Italia dispozitive care copiau toate datele de pe cardurile de pe care se scoteau bani. În alte situații, echipamentele erau vândute pentru 1.500 de euro bucata. 12 percheziții au fost făcute dimineață în București, Bacău și Câmpulung. 12 suspecți vor fi aduși la audier la sediul DIICOT din București, între ei și boxerul Daniel Dăncuță. La sediul DIICOT se fac acum mai multe audieri. Ana Maria Roman este și ea acolo. Ana Maria, cât de profitabilă era afacerea? În fiecare zi reușeau să câștige 10.000 de euro, de exemplu, de pe un card în Slovenia. Doar într-o zi au reușit să scoată 40.000 de euro. Victimele erau cetățeni suedezi. Până în prezent, 5 persoane au fost aduse aici la DIICOT, printre care și boxerul. Urmează ca aceștia să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă. Ana Maria, mulțumesc!